Domnule, să vă dea Dumnezeu, închinându-mă, acolo e răsăritul, nu? Așa, așa, aici. Da, da, da. Sănătate, bucurii, fericire, împliniri, mii și cel mai de preț este să fii sănătos. Și dacă ești sănătos, te faci mulțumesc. Sunt cuvintele rostite de Nea Beni în ultima sa apariție publică în orașul Buzău. Se întâmpla în luna februarie a anului trecut, când în parcul Crâng au fost plantați mai mulți stejari, parte dintre ei fiind atribuiți câte unei personalități buzoiene. Și Benone Sinulescu s-a bucurat de această oportunitate meritată pentru imaginea adusă Buzăului de-a lungul întregii sale cariere. Să mai respir o leacă. Dacă mai îmi lasă încă o dată să mai fac chestia asta... După aia, după ce vorbește, nu să face. Nu, dar eu sunt obișnuit. La țară știm. La Buzău a fost inițiat singurul festival care i-a purtat numele, iar Benone Sinulescu a primit și distinția de cetățean de onoare al orașului Buzău. În 2017 a fost desemnat omul anului, ocazie cu care a fost prezent într-o ediție specială la Campus TV. Cum regăsiți de fiecare dată casa părintească, locurile în care ați crescut și înainte cu un oftat profund și mă gândesc că pe aici a trecut mama, pe aici a trecut tata, pe aici ne întâlneam, aici petreceam mai sărbătorile, tot. Mămica mea era foarte gospodină, tată de asemenea, foarte ordonați, foarte curați. Și eu sunt un tip curat, dar sunt mai dezordonat decât tata și decât mama. Sunt așa dezordonat, arunc lucrul acolo, arunc ăla acolo, asta. Mă și grăbesc pentru că am foarte multe plecări, mă rog, artiștii sunt un pic și mai poeți naționali, așa știi. Emisiunea în care îndrăgitul artist a fost invitat la Campus TV va fi difuzată într-o ediție specială, astăzi după jurnalul de știri. Benone Sinulescu s-a stins din viață ieri la vârsta de 84 de ani. Cât e siriul de mare, n-are drumuri mergătoare. Și ai Buzău, Buzău, n-are drumuri mergătoare, doar o apă curgătoare. Și ai Buzău, Buzău.